Dată, până acum, prima dată. Uite și așa Șura, la moșu și așa ea. Nimeni nu stă aici, nu stă nimeni, pentru că aici ține numai faitonul, pe acolo este făcut o ușă, pe acolo flash-ai tău, din spate. De. Andreea, cu pelincile are grijă, duci lumea să te acolo. O căzut pelinca jos și i-am spune, o căzut palinca. O căzut palinca. Na, oameni bune, și de acolo la America, aveți voi ocazul, vedeți cam și pe aici. La poarte, după cum vedeți. Cât greu s-a dus până o ajung. Și uite că sunt toți la fel. Eu nu s-au pierdut ca să mai vii înapoi. Asta e loc, a trecut peste Dunării. Asta. Și că acolo a zis că am trăit ca un vapor, acolo cam periculos. Na. Și era dor. Așa e, așa, așa. Ia să vedem pe ulițe. Pe aici, că le-am dat lui Samuel, Mihai, au filmat ăștia pe aici. Stai așa, că... Aici, la nistică. Și aici părul ăsta, de când mâncam noi pere, vă aduceți voi aminte. Da, frumos, uite aici, mă stică. S-au fost, atunci era în România de trece. Uite aia din America. Da, pe Lidor, aici pe ulițe se vadă, dar ei nu au văzut eu nici, nu au fost de cât 6 ani. Joan, 6 ani are. Ai văzut tata încă vorbește cu Gheorghe. Acolo e Cornelu și la mic. Sunt toți cu spatele la mine. Lug Dorel vrea să se facă tractorist de acolo. Deci așa la Sansona. Uite, am câinii mari acolo. Dă-le aici, Adru. Unde-s rațuși? Ei, astfel, cel mai mult așa. Vedeți așa rățuși? Lădațiule. Did you ever see little ducks, Julie? Să mă uit în jos pe aici ca să nu dau cu nasul de ceva pe aici. Vedeți acolo așa, dacă
Păi Ioane, dacă vrei să-l vezi pe Dorel Mășelar, uite acum ai o ocază să-l vezi acolo. Ia uite acolo așa, și mășelărește. Ia uite acolo. Ia uite, zici că la România e rău, uite aici așa ea. Uite aici. Zici că n-ai mâncare. Uite acolo așa. Uite acolo așa, cum se înfinge cuțetul ăla acolo. Doamne ajută! Mulțumim! Uite așa, stai să ne uităm în pomătul ăla, ca să vedem cum arată. Să desfacem o tăjă și carne aici și să vadă în America că avem și mâncare. Ia. Ce faci, Dorel? Uite, aia treaba. This is her son, and stai să ție mea, Julie. Să ne filmăm pe aici așa un pic, pe pomătul. Să-l arătăm lui Ion în America. Azi e 15 iunie. Am uitat să spun data așa și le povestesc, că toți aude la asta. Unde e bătița Samson? În casă. Păi cum a dus să-l filmez acolo în casă? Nu, las că vine. Vine la afară? Bun, atunci. Ia uite, Ioane, așa, un șol de porc, așa, ia. Aici oamenii nu mai tai numai la Crăciun, tai când le vine vremea la porci. Așa e, a? Când le foame, da. Așa. Samson, el am înțeles că și-a rupt un picior și are un pic de probleme cu umblatul pe jos. Îmblea cu jos. Scoate-te, umble. Uite așa. Uite așa, cu cârja. Lasă, nu trebuie să umbli, stai acolo așa. Uite acolo așa, cu cârja în mână, cu părul alb, dar totuși se mișcă bădița, așa, asta înseamnă că e bun. I-am zis, măi, tu acolo ai Marta mare, ai și Dorel, așa? Na, acum stai jos, bădiță, n-ai rost să stai în picioare. Stai jos. De acum te-am filmat și iar e în America, ca să te vadă acolo. Tenzica, Ionica, Geta, tăți acolo, așa. Și aici chiar să te-am povești, uite, Gili, chiar acum ai ieșit din casă. Și să te-am povești cu Dorel și povesteam cu schimbările astea noastre aici. Vrei să le transmiți ceva la aia din America? Multe sănătate, fericire. Și te întâlnești cu Ionica. Ne întâlnim cât mai repede. Yeah. Dacă o fi să ne întâlnim, sigur că da. Că, na, acum el are, Ionica are un business acolo. Mie ar fi aici așa să ai un autoservice, dar în sensul că el face, cumpăr mașinile lovite, le repară și le vinde din nou. Și e rentabil, foarte rentabil. Are și-o cumpărat scule, acum are scule acolo în valoare de vreo, știu eu, 20-30 mii de dolari. Trimat aici o mașină. Ar fi ușor dacă le punem plic, știi? Dar așa altfel. Sunt mașini bune acolo, sunt mașini bune. Dar nu astea sunt la bine. Na. Ce se face? Oamenii nu se... Vedem ca la țară și așa ea. Dacă nu vine moara la sac, nu vine sacul la moară, vine moara la sac acum, uite aici așa. Da, ce auzi, Dorel, lucrați acasă, dar nu stați degeaba. Aici e Anișoara, soția lui Dorel. Cel mai rău capot mi-am luat. Da, nu vă faci probleme. Așa de lucru, să-i împorc aici, da. Uite aici așa, ea. Acum v-am luat exact numai fața, ca să vedem de aproape. Uite-mi jumătate de față, numai jumătate de față. Aici românii tari, la toți românii când m-am dus, abia nu m-am filmat că toți sunt îmbrăcat urât. Că mă să mă schimb acum, dar să nu te mai schimba, că doar de la toți le-am văzut așa. Uite aici așa, toată familia, îți vine mai încoace să zic eu, toată familia Balții, cu excepția lui Julie. Uite aici așa, așa e. Giulie, noi o iubim, ti Giulie, toți. N-auzi, s-a spus că o iubește. Trebuie să fii gelos. Vreți să le spuneți ceva la americani? Le spune ceva acum. Lui Tenzica, o cunoașteți pe Tenzica? Da, lui Tenzica, lui Ghiță, lui toată gașca, și aia, sunt o grămadă de români acolo. Mulțumesc pentru pachet, mulțumesc pentru că țara de râs și atâta lusapre. Dar nu face nimeni țara de râs, să-și gospodare acolo. Păi tocmai. Mulțumim pentru pachetul care ne-a trimis. Așa, spune. Spune și tu, Marta. Tu, Marta, ce vrei să spui? Ți-a dus ceva bun acolo? Da. Ce ți-a dus bun? Spune. Spune. Bomboane, ceva pe acolo? O rachetă. Mhm. Și
Ne prindem păr. Bomboane. Uite, bomboane. Ți-a plăcut bomboanele, zbune? Ciorat. Și ciorat. Spune că să-i mulțumesc frumos. Stadiul mult mi-a plăcut. Aha. Las că le spun eu acolo, doar că mă duc eu doar... M-am bucurat mult. Aha. Las că o să le spun eu că v-ați bucurat, doar o să au și televizor acolo. Că... Și le dăm să vadă asta. Să vadă cum e la noi vara aici, așa frumos, să te ia. Oameni voioși. Mai deși așa. Fețe care nu te gândeai că mai vezi vreodată. Numai când din bărbriți și din iar aia. Da, lăsat. Nu la tu și veșlugabe. Antigel le dau niște flori și veșlugabe. Mulțumesc! Giulio a primit flori așa, ca președintele stat României. Să spui lui Gabi să trimit o scrisoare, să trimit Marta. Auzi, Gabi? A spus Marta să-i trimit o scrisoare, o fotografie acolo cu o vedere frumoasă. Las că Gabi îți trimite, că știu că eu trimis lui Bunic sau acolo scrisori. Gabi a crescut mare acum, îndată aleargă băiețe după ea. E cu noi mai mari după ea. Simona. De Simona ce faci? Simona și ea e hărnicuță acolo, am văzut-o umblând ca o furnică. Și acolo ea avem un macelar iar acolo. L-am filmat. Sigur că da, uite acolo așa, macelar, l-am filmat. Sigur că l-am filmat. Se chinuie acolo cu mațele. Și faceți acolo cu măcelărie, eh? Aha. Uite acolo șească. Aici așa ceva de foc, scoate fum. Ia fumează, pe aici așa e atât. Ia fum, nu ia fumează. Am uitat la românește acum. Să fumez. Nu. No. N-au, deci așa e, mai n-am filmat, dar am grăit, că am uitat că să dau drumul. Uite aici așa e Nicolae Cleampă, tata lui Ion. Uite aici așa, taie porcul la Dorel. M-am uitat la el și mi se părea că îl cunosc de undeva. Nu mai pe omul ăsta îl cunosc. Ziceam că ești ori de la Mereșeu, ori de aici. Oameni buni ăștia de la americanilor, uitați-vă aici așa ea, să vă arăt un om muncitor aici așa ea. Ăsta e Samuel.